Invitatul de astăzi a intrat în această industrie încă de la vârsta de 8 ani. Este pasionat, iar pasiunea lui l-a adus departe. A reprezentat România în peste 9 țări și deja este cunoscut internațional. Pornim în 3, 2, 1... Ați revenit la un nou vlog aici la Chris Beyond the World Carpool Edition. Ei bine, este o zi splendidă. Soarele este pe cer încă de la ora 12. Sunt afară 16 grade. Ne apropiem de temperatura de vară. Ghiocii au început să răsară și nu pot să spun altceva că este vremea perfectă de vlog. Așa că astăzi vom face o scurtă călătorie în industria muzicii, pentru că invitatul special de astăzi este în această industrie încă de la vârsta de 8 ani, iar pasiunea lui l-a adus departe, pentru că încă de atunci a reușit să meargă în peste 9 țări unde a și reprezentat România. Este cunoscut internațional la aceste concursuri și a câștigat multe concursuri naționale și internaționale. Nu vă spun mai multe, pentru că în câteva minute îl avem lângă noi pe Raul Alin Mann, și de-abia aștept să împărtășească cu noi experiența lui în tot ceea ce privește industria muzicii, iar cu siguranță are mult mai multe să ne spună și cu siguranță lucrurile nu se opresc aici, pentru că ăsta este doar începutul. Așa că energia pozitivă, așa cum v-am obișnuit, vine spre voi începând de acum. Rămâneți cu noi pentru că urmează un vlog cât se poate de interesant. Salutare, salutare! Salutare! Salut, Salut! Ei sunt pregătiți, noi suntem pregătiți? Suntem pregătiți, categoric. Ce faci? Cum ești? Păi, foarte bine. Vrem să facem lucruri faine, lucruri frumoase, știi? Mă bucur foarte mult că mi-ai acceptat invitația și că ești lângă mine. Și că ești aici să învețe și ei lucruri noi și eu lucruri noi. Să învățăm toți până la urmă. Corect. Asta e... Și de-abia aștept să-ți aud povestea. E viața, e... o evoluție continuă. Dacă tot vorbim de evoluție, hai să vedem de unde a început totul, nu? Păi da, referitor pe plan muzical, nu? Pe plan muzical, da. Bun, da. Păi a început de la 8 ani, ceva de genul. Până atunci făceam ski, iar după aceea, nu știu, am simțit că mă atrage muzica și i-am spus mamei, zic că măi să... mă duci pe mine la niște cursuri din astea de canto sau ceva și atunci m-am dus la Palatul Copiilor, Școala Populară de Arte, am terminat și liceul de muzică, iar acum termin și facultatea. De muzică? Da, 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 tot de muzică. Deci tot drumul tău de la vârsta de 8 ani a fost numai pe partea asta de muzică? Da, 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 exact. Și cumva ai simțit chemarea asta și ai urmărit-o din pasiune? Păi da, da, asta susțin pe toată lumea. Până la urmă să facă ceea ce le place, pentru că asta este cel mai important. Pentru că faci cu drag, nu simți că muncești. Și dacă îți place, nici nu mai consideri muncă. Păi da, exact, exact. Despre asta vorbim. Trebuie să-ți alegi ceva ce să te facă pe tine fericit. Deci la tine, la vârsta de 8 ani, atunci a venit pasiunea asta. Cum ai găsit-o? Cine te-a ghidat sau... Păi asta, am avut familia care m-a susținut foarte mult, că fără ei chiar nu aș fi reușit să ajung aici. Cum ai început? Ai început direct cu vocea sau ai urmărit un anumit instrument? Păi prima dată am început cu muzică ușoară un pic, iar după aceea am zis că vreau pe muzică populară. Am făcut treaba asta, iar când am intrat la Școala Populară de Arte am făcut acolo 3 ani. Iar după ce am zis că vreau să fac și saxofon. Am făcut și 2 ani de saxofon. Și la liceul de muzică am făcut și pian complementar.
Foarte da. Tare, wow. Și după aceea ai început cu liceul de muzică, școala populară de artă. Da, toată treaba, deci toată treaba a devenit mai serios așa când am intrat la liceul de muzică. Până atunci era o chestie din asta. O plăcere. Da. Când am intrat la liceul de muzică s-au schimbat lucrurile. Pentru că am devenit și eu mai conștiincios și m-am axat doar pe asta. Bine, acum povestea mult mai interesantă e cum ai ajuns să reprezinți țara noastră la atâtea concursuri internaționale și în peste 9 țări. Totul a plecat de când am terminat liceul, am dat bacalaureatul și am fost nevoit să îmi aleg și eu o facultate și am zis că muzica să o las ca hobby și să-mi aleg o meserie stabil. Deci inițial nu voiai să continui cu muzica, ai zis că vrei să... Da, să o las ca și hobby. Exact. Dar nu am putut abține și am ales și muzica, am ales o facultate, facultatea de muzică și cealaltă facultate de afaceri internaționale. Am vrut să mă fac diplomat, să lucrez într-o ambasadă, asta era... visul. Da, era dorința, da, mă, da. Știi? Motivația mi-a venit și pot să zic că ambiționarea. Atunci când s-a făcut un turneu cu facultatea de muzică, s-a făcut un turneu în străinătate, printre primele, iar eu n-am fost selectat. Și a fost o chestie destul de ciudată pentru mine, adică de ce nu am fost selectat. După toată chestia asta, am renunțat la afaceri internaționale și am spus, m-am focusez doar pe muzică, vreau să fac doar asta, pentru că asta simțeam. Exact, e cea exact. Mai bună definiție, să zic așa. Vezi și de fapt un eșec, adică un eșecul din partea facultății de muzică, că nu ai fost acceptat, te-a exact. Făcut să spui nu, să fie o ambiție, o motivație pentru tine să spui nu, gata, de acum mă focusez numai pe asta și te-a făcut să ajungi unde ai ajuns acum. S-a terminat turneul acela unde au plecat colegii mei. Iar după aceea următoarele turnee le-am cam prins majoritatea, în majoritatea am fost selectat să reprezint România în afară, în străinătate. Chiar dacă uneori nu știm exact pe ce cale să o luăm, consider că cumva ceva stabilește chestia asta, adică nu e nimic întâmplător și cum tu ți-ai ales două lucruri, până la urmă s-au decis exact. Exact, știi că... Na, există destin și alte chestii, unii oameni nu cred în asta, dar și eu consider că dacă ți-e ceva dat, cu siguranță ți se întâmplă. Cu toate că eu am evitat, deci muzica, dacă este să o gândim așa, eu am spus-o că o las pe plan secund ca și hobby, dar dacă așa a fost să fie, așa trebuia să fie, s-a împlinit. Cumva te-a ales muzica pe tine. Exact, da. Unde, care și care au fost țările în care ai reușit să mergi prin aceste turnee? Mongolia, China, Beijing, de 4 ori, Africa de Nord, în Sudan, în Corea de Nord, Fenyang, unde nu se ajunge deloc ușor, wow. În Shanghai, Germania, la Kiel, acesta era cel mai mare festival de navigație din lume și este încă, se face în fiecare an, la sfârșitul lunii iunie, Austria, Franța, Paris. Astea au fost toate țările în care ai reușit să mergi. Mi se pare fascinant și exact. Sunt țări în care de-abia aștept să ajung și eu și eu vreau să le vizitez și cu siguranță ai putut să faci și tu asta. Și acum hai să vorbim despre prima oară când s-a întâmplat. Prima oară când ai fost chemat într-un asemenea turneu și ai ajuns acolo. Prima a fost în Mongolia. Cum ai plecat? Ai fost singur, cu părinții, cu prietenii? Nu se pleacă în cadrul ăsta, nu se pleacă cu părinții sau cu prietenii. Deci singur. Te duci într-un cadru, să zic așa, mai oficial un pic. Atunci am mai plecat cu niște colegi la instrumente, unde am susținut spectacole în Mongolia. De fiecare dată, în orice turneu în care am fost, am avut mai multe spectacole, nu doar unul singur. Chiar mi s-a părut un turneu foarte, foarte interesant. Bine, fiind primul, mi s-a părut unul dintre cele mai faine. Cât durează? Păi, un concurs, un tot să stai acolo, cât durează un... Acum depinde, variază foarte mult, depinde de câte spectacole sunt. Am stat și o săptămână jumate sau două, dar am fost când am stat și, nu știu, 4 zile. Toată industria asta și tot ce faci necesită foarte mult și timp. Exact. Și să fii așa pe drumuri.
te duci 8 ore în... Păi știi ce? Cred că asta e frumusețea. Exact. Deci asta e frumusețea la meseria asta. Acum bine, depinde și de tine, dacă îți plac lucrurile astea. Ajungând acolo și vezi bucuria din sufletele lor, adică îi faci fericiți, îi faci bucuroși, îi faci să-și aducă aminte, nu știu, de țară. Pentru că noi acolo plecam să reprezentăm România, dar nu cântam doar străinilor, celor de acolo, cât și românilor care erau acolo. Românilor de acolo? Exact, exact. Wow. Pentru că ei erau înștiințați, știam că o să ajungem prin ambasadă, iar ne întâlneam după aceea cu ei acolo și stăteam, bineînțeles, cu ei de vorbă și așa. Sunt și emoționant, foarte, foarte călduroși, te primesc cu foarte multă bucurie, atât românii noștri cât și străinii. Evenimentele astea unde, la care mergeți sunt organizate de Ambasada României în fiecare țară în care ați fost, iar voi cântați pentru oamenii de acolo, dar și pentru românii stabiliți acolo. Da, da, da. Mi se pare foarte tare, wow! Și asta este de apreciat și pentru, și țin să le mulțumesc și statului, oarecum, pentru că susțin chestia asta și valorifică, susțin folclorul românesc, tradiția noastră românească, prin asta cunoscându-ne străinii și aflând că avem totuși o cultură frumoasă și... Să ne cunoască tradiția. Cumva e fain că luați o parte din tradiția noastră, muzica populară, și o duceți acolo. Exact, exact. Le reamintiți oamenilor care sunt stabiliți acolo, dar și arătați frumusețea ei oamenilor de acolo. Care au fost emoțiile pe care le-ai avut înainte de show, înainte de eveniment? Păi începând muzica și cum te-ai pregătit? De mic, asta e, că începând muzica de mic nu ai, oarecum astea se diminuează în timp și dacă ești pregătit nu ai emoții. Emoțiile astea sunt constructive, pentru că îți doresc să iasă bine, îți doresc să fie lumea fericită, să vezi bucuria pe fața lor. Asta este cel mai important. Ce trebuie să faci înainte de un eveniment? Sunt ore de repetiție înainte, deci muncă înainte. Iar înainte de eveniment, te referi, nu, cu o zi sau ceva de genul? Înainte cu o zi, să-ți încălzești vocea, cum exact, te pregătești. Exact, exact. Păi ai vocalize undeva la jumătate de oră, sunt vocalizele, iar după aceea eventual îți mai repeți repertoriul pe care îl ai pentru seara respectivă. Și ai cumva interdicție să bei apă rece, să nu... Păi asta este clar, da, uite acum sunt un pic am răgușit, dar nu este bine să bei apă rece, sucuri acidulate, alune sau chestii care pot rămâne și să afecteze. Asta înainte de show. Asta e cam tot timpul. E cam regulă. Am spus și mai devreme că prin intermediul acestor turnee în care mergi în atâtea țări, ești chiar cunoscut internațional. Da, te întâlnești cu români și cei de acolo te cunosc și ajungi să ai contact cu ambasadorii României care sunt plecați în ambasadele de acolo. Tu ca și cântăreț de muzică populară, mă gândesc că ai visat și ai avut dorința de a face piesele tale. Ai piese ale tale pe care oamenii pot să le asculte? Uite că în timpul pandemiei cam asta am lucrat. Am făcut trei piese populară pe care le am și pe pagina de YouTube. Ai folosit timpul pe care ți l-a dat pandemia, l-ai folosit constructiv pentru tine. Așa că în timpul pandemiei ai scos 3 piese. Păi am făcut și mai multe cover-uri. Deci piese sunt mai multe, doar că astea 3 sunt ale mele proprii. 3 piese proprii, cele exact. Mai importante cumva ale tale. Da, da, da. Toate acestea, toate cele 3 piese și mai multe sunt disponibile pe YouTube, pe pagina ta, pe canalul tău de YouTube, Raul Man, Alin Man. Unde aștept și cu un subscribe. Unde puteți să dați și un subscribe și puteți să urmăriți piesele făcute de Raul. Și una dintre piesele tale a avut mare succes. În momentul ăsta ai piesă pe YouTube și ai postat-o și pe Facebook, care se numește Regina Nopții și are peste 3 milioane de vizualizări. Exact, dar trebuie să menționez că nu este piesa mea. E o reinterpretare? Da, este un cover făcut la ea, deci nu este piesa mea, nu mi-o pot însuși, nu este a mea. Și asta trebuie să o spun ca să se știe. Deci piesa cântată de tine, reinterpretată, Regina Nopții,
Este disponibilă, are peste 3 milioane de vizualizări. Asta pe Facebook, pe YouTube am pus-o mai târziu, am pus-o cu ceva timp după și a făcut undeva la 400.000, cred că. Wow, e foarte tare și așa. Mie să nu greșesc, dar cred că atâta. Foarte tare. Ei, poți să verifice ei chiar acum pe canalul lui de YouTube, unde puteți să și ascultați piesele. Muzică populară, alte tipuri de muzică, ai mai cântat? Și muzică ușoară. Și muzică ușoară. Foarte tare. Wow, sunt onorat că ești aici și putem să îți ascultăm povestea. Și ca să trecem mai departe, probabil sunt acum copilași, copii care se uită acum la noi și doresc să intre și în industria asta a muzicii, doresc, le place domeniul ăsta și sunt pasionați. Ce ai putea să le transmiți? Să se gândească foarte bine înainte de a face pasul ăsta. Și dacă sunt hotărâți și le place cu adevărat, pasul numărul 2 este să-și aleagă un profesor cu adevărat bun, un profesor care, la care să se ducă cu drag, bineînțeles, la ore, să-i facă să se simtă bine la ore și să-i dezvolte într-adevăr. Și pasiunea oricum până la urmă va face lucrurile în așa fel încât să îi ridice și să îi ducă acolo unde trebuie să ajungă. Asta categoric, dacă au pasiune, e clar. Exact. Iar acum, pentru că suntem la final, ce ai putea să, ce ai vrea să le transmiți oamenilor care se uită acum la noi? Păi, multă fericire, bucurie. Energie pozitivă. Exact. Bun, acum că am ajuns la final, ca să puteți să ne urmăriți și să fiți alături de noi în continuare, puteți să ascultați piesele și cover-urile lui Raul pe YouTube, pe canalul lui de YouTube și pe Facebook. Aveți Facebook-ul lui și nu uitați și de Instagram, pentru că puteți să-l găsiți și acolo. Iar de asemenea nu uitați de mine, vă rog. Nu uitați un subscribe. Un subscribe, dacă follow și... un follow pe Instagram. Nu uitați să vă activați clopoțelul pentru ca să vă anunțe YouTube-ul atunci când mai postăm videouri noi, pentru că urmează videouri faine în continuare, pline cu energie pozitivă, exact așa cum m-am obișnuit. În rest, vă dorim o zi, seară, bună dimineață, extraordinară. Exact, și vă dorim o zi minunată în continuare. Multă energie pozitivă și ne vedem la următorul vlog. Așa că energia pozitivă să țină până atunci. V-am pupat!